Bine ne-am regăsit la o nouă oră de geografie la clasa a 8-a. Astăzi vom realiza împreună o aplicație practică. Vom interpreta profile geografice realizate pe teritoriul României. Pe acest slide este reprezentat un profil geografic. După cum știm, profilul geografic este o reprezentare grafică bidimensională. Pe axa verticală sunt reprezentate altitudinile. Pe axa orizontală este reprezentată distanța dintre punctele de capăt ale profilului și aceasta fiind exprimată în kilometri. În cazul nostru, aceste puncte sunt orașele Oradea, respectiv Constanța. Pentru a fi mai ușor de interpretat, am adăugat câteva elemente, precum aceste linii punctate, care evidențiază limita dintre unitățile majore de relief, și alte elemente geografice, precum Munții Vlădeasa, râurile Arieș, Mureș, Târnava Mare, depresiunea Brașov, dealul Istrița și respectiv fluviul Dunărea. Pentru a putea interpreta și localiza mai ușor unitățile de relief, am notat pe acest profil cu litere mari de la A la G fiecare unitate majoră de relief. Pentru a putea identifica o unitate majoră de relief, de exemplu, unitatea marcată pe profilul nostru cu litera F, luăm în considerare toate elementele poziționate pe acest profil, cât și toate informațiile pe care acesta ni le furnizează. De exemplu, observăm faptul că în partea estică, limita acestei unități majore de relief este dată de fluviul Dunărea. Aspectul său este unul relativ uniform, altitudinea crescând treptat din partea estică către vest, fiind altitudini destul de scăzute, în jur de 100, un pic peste 100 de metri, ajungând la baza dealului Istrița, care știm că este o subunitate a subcarpaților de curbură. Asta înseamnă că unitatea noastră majoră de relief este Câmpia Română. Dacă am înțeles cum să realizăm interpretarea acestui profil, haideți să rezolvăm mai multe exerciții pe baza acestuia.